Deci ne m-am dopai, ce n-a cas, o nistru cu doacă. A n-a cream pac pai, a n-a pai zicata. A ca n-a s-o pendeam în râdei. A mamă, mamă. Le m-a palai cor că n-a ști mai jau. In the interior period, Roma were one of the most numerous minorities in Romania. The Roma lived in all regions of the country. After centuries of marginality, the result of the slavery, the Roma counted among the poorest of the Romanian population. Atunci, în acea perioadă, a apărut primul ziar al romilor, Glasul Romilor. A fost tipărit în 18 exemplare. Tot în acea perioadă s-au pus bazele unei mișcări de emancipare politică a romilor, dar vă spuneam fără rezultate. Mă sunt mai nic la mintea să avileam ordei, că se mai afta bărșândia, după așa avileam la armata să adică, că cărților război. Avileam. Hai dinem îi pe amendi. Hai să plecăm la România că uite războiul pe noi. Avile ordin-o ca tu Antonescu. Hai ca tu Mihai ca tu regelu. Cadea. Când avile ordin-o ca aia star la mea amend panșa ordona, amară țării, amară magare, amară gras, aniuda ca ta. The ethnic policy of the Antonescu government was to create an ethnically homogeneous country without minorities. In the case of Jews and Roma, the solution found for these people was the so-called unilateral transfer. Jalam gândei că n-areleam orice, areleam orice. Areleam, pe drum, linia mea, hai că mergem, dacă ne dă case, domnul rege, acolo Mihai Antonescu, dacă ne dă, mergem acolo. Sale Magare, Alhomengă, Zuralei. Hai ca n-a Sale Magare, Alhomengă, Urdona, îl țări, îl mândri la capracă, acolo. These minorities, without a state of their own, they have to be expelled, transferred outside the country, the territory. Found for this transfer was Transnistria, in that time under Romanian occupation. The criteria followed by the authority was officially a social one, but the selection was an ethnic policy. There were two big operations of deportation in 1942. Aproximativ 25.000 de romi au fost deportați. Mai mult de 11.000 erau nomazi, au fost deportați în vara lui 1942, iar în septembrie 1942 peste 13.000 de romi sedentari au fost deportați în Transnistria cu trenurile. Most of the people deported were actually children, more than 50% of them. And among the so-called troublesome gypsies, sedentary gypsies, most of them were poor people. În cazul romilor nomazi era vorba, ei tezaurizau aurul, adică aveau aur, aveau monezi de aur, aveau diferite obiecte prețioase care în Transnistria au fost confiscate. Na cadeam ne galbi. Am crenat hamengă poanac, am crenat hamengă poamui,
Avea la hamea goșa glimoție, ergingă pe n-au. Ata s-a hamea cadea de sărăsce, așa da s-a, așa da s-a hle poli, așa da s-a hle galbi. N-a cavea n-a hle galbi și ne n-a hle, ai n-a cavea n-a hle. S-a cea va vorda la de România. În vara lui 1942 deja cai, căruțele, corturile și evident aurul, adică averea familiei de-a lungul mai multor generații, toate acestea au fost pierdute. Camea ne gădeam pe Marul Bugohu, veleam oci, pe că câmpul baru, de ca stai de Călimănești, o câmpul cu doa. N-ai pai, n-ai sohas, n-ai canci, absolut canci. Ți din înseară, trecă în aceară, iarbă acolo, ceară, știi cu ce o. These people were settled in villages along the Bug River, in eastern part of the territory of Transnistria. Janel Bordea Godola. Stau mena și la Jana, stau aici, stau sa Zuralu. Ai stau merg la cu coașinii la lehână sohal. Cine la lehală, în alea, e jucăl, e grat, e vârstogonii. Când ale canci sohal. N-ale luăm, sotehan, ocea canal, ocea sa pericolo canal. Și mai gândi, și mai zeamnă. Că muzar n-ale, n-asute han, n-asute pin, canci, lon, ce dicte lună ce s-o behleam, ce dicte am lună? Aproximativ jumătate din cei 25.000 de romi deportați în Transnistria au murit acolo, deci vorbim de o mortalitate foarte mare în 2 ani de zile. Hai, cu doar tifătul, men ale om, ec pavrese, în casa palmulii. Na coahime mă gada să palmule nicla la hotea tar cata cadea mă gada cadea așa palala te să 5 ani jumate să am. Ca na muli cardea la că groapa palo bordei mă gada da și el aici. A salmuloi o șele mă prăl să palo bordei. Că na cimici i s-ar scaci. Na săpi. Cu camela te îngropol pe hămule, îngropol ales, a când ale va sovrân s-ar s-a de la hodilul ce, de la valesoc, na, a big part of the deportees died in the deportation places, most of them because of starvation and diseases. Avilem un răpral, hai mă răpral, iec bușul la Brățeanu, iec bușul la Nița, iec bușul la Istrace, să mă șop și avei. Ei, am arodat mulou. Și ce este mai grav, lângă faptul că aceste lucruri nu sunt cunoscute, dar oamenii aceștia au pierdut foarte mult. Deci au pierdut persoane dragi, au pierdut fii, frați, surori, părinți. Pe lângă asta au pierdut și proprietățile. Holocaustul romilor a reprezentat pentru cultura romă și pentru mentalitatea romilor și pentru romi, cred că cea mai mare problemă din istoria recentă a romilor. A distrus demnitatea, stima de sine, identitatea. Părinții care au supraviețuit n-au mai vrut să vorbească cu copiii de limba maternă, n-au mai vrut să învețe, de frică ca să nu fie identificați ca fiind romi după limbă. Au căpătat o stimă de sine foarte scăzută, de fapt o ură de sine, nu o stimă de sine, și i-a afectat pe întreg parcursul vieții. Au devenit un fel de sclavi mentali, s-au comportat în fața gagilor cu mare teamă de a nu fi persecutați și cu un fel de sclavagism mental. Națiunea romă să devină într-adevăr o națiune romă, un popor rom, are nevoie de istorie. Romii trebuie să-și cunoască istoria. Națiunea romă are nevoie de valori și de modele. Cred că aici avem foarte mult de lucru, pentru că doar cu educație și doar cu campanii de reîmprospătare a memoriei și de hrănire a stimei de sine putem să
diminuăm din probleme. Problemele s-au creat în zeci de ani și cred că vor dura mulți ani de acum încolo să le reparăm.